Un incendiu puternic a făcut scrum un hectar de vegetație pe strada Dona din Cluj-Napoca. Focul a izbucnit noaptea trecută pe un teren privat la marginea pădurii Hoia. S-a intervenit cu autospeciale de stins incendii și 4 pompieri pentru a limita extinderea arderii, astfel încât să nu ajungă la anumite cabane care se aflau în apropiere. Zona era foarte accidentată, accesul a fost foarte dificil. A fost o intervenție care a durat 6 ore. Incendiul a fost lichidat, stins, în jurul orei 3 dimineața. Autoritățile au stabilit că incendiul a fost provocat de un foc în aer liber lăsat nesupravegheat. Pompierii au exclus varianta ca focul să fi fost pus intenționat. Reprezentanții ISU Cluj îi sfătuiesc pe cei care își curăță terenurile agricole în această perioadă să folosească cu precauție substanțele de ardere.